Bine ați revenit la mobilisimo.ro. A sosit. Jocul este Asphalt 9, Asphalt 9 Legends. Îl avem aici. Îl jucăm pe iPhone 7, dar rulează pe o grămadă de alte terminale. Încă ne obișnuim cu el. Am jucat doar vreo 15-20 de minute până acum. Hai să vedem care-i treaba cu joculețul ăsta. Asphalt 9 este gratuit în Play Store, gratuit în App Store și hai să vedem ce se întâmplă după ce termină tutorialul. În primul rând, cred că poți să optezi pentru un BMW. BMW Z4, la un moment dat îl câștigam la 7-Up sau la Sprite, când era un pic mai mic. O noutate de la Gameloft, în Asphalt 9, este ceva numit Touch Drive, o să vedeți imediat. Puteți face upgrade-uri la viteză, accelerație, handling și nitro. Aici sunt upgrade-urile. Costă bani, evident, și nu costă doar bani. Cursele o să coste și benzină. Avem aici 6 din 6 ca unități de alimentare și vă zic de acum, jocul arată într-un mare, mare fel. Asphalt 9 Legends se află în soft launch de câteva luni. Îl jucați dacă puneați store-ul în Filipine. Noi am preferat să așteptăm varianta oficială și avem un BMW Z4 foarte frumos, dar hai să trecem la curse. Jucăm pe iPhone 7, iar sistemul Touch Drive ne scapă de viraje. Nu mai e nevoie de tilt, nu mai e nevoie de touch. Trebuie să ne concentrăm doar la două lucruri. La drift, care se face simt apăsat aici, la momentul oportun. Și vedeți, avem o chestie aici. Apărea în zona superioară o alegere. Alegeți opțiunea A sau opțiunea B. Mai avem și Nitro. Evident, cu un boost dacă atingeți opțiunea nativă. Vedeți, am făcut swipe pentru a alege rampa. În funcție de ce rută alegi, o să ai un avantaj față de ceilalți. Acum am ales ruta din dreapta pentru a reveni pe pistă și acum alegem ruta din dreapta pentru a mai lua niște nitros. E, mai avem ceva special. Este un nou boost super puternic, un fel de blast off. Și uite, așa am terminat pe locul întâi. Cursele mi se par cam scurte, așa spune la prima vedere, 40-50 de secunde, dar o să găsiți și unele mai lungi. Aici am primit recompensele, tot felul de airtime, cascadori și altele de gen. Au trecut mulți ani de la Asphalt 8, a ajuns pe PlayStation, a ajuns pe Nvidia Shield, a ajuns pe Android, a ajuns pe iOS, a ajuns în multe, multe locuri. Și cred că este momentul acum să vedem ce am strâns. Am strâns 6 season flags și dacă mai strâng până la 20 de blocheri și modul multiplayer, aici sunt modurile nedeblocate încă, My Club, Multiplayer Daily Events și Shop Deals, avem ceva de deblocat. Avem destul de multe. Hai să vedem care e treaba aici la Gearheads. Scoția. Hai să vedem dacă ne calificăm. Rank 518, fixată de mașina noastră, dar în momentul să facem niște upgrade-uri, că tot avem bănuții ăștia de aici, 15.210. Hai să umblăm la viteza maximă, la accelerație, la manevrabilitate și chiar și la nitrous. Și hai să-i mai dăm un pic de accelerație. Și de ce nu? Poate schimbăm și culoarea mașinii. Vedem culorile oficiale pe aici. Hai să o facem un portocaliu. Nu, nu. Sau un albastru. În fine. Custom paint. Un pic mai încolo, când mai deblocăm chestii. Ok. Ați văzut cu modul touch drive și dacă îl scot, o să fie nevoie fie de tilt, fie de touch. Eu activasem touch-ul la un moment dat. Hai să vedem cum stă treaba cu Scoția. Veți conduce și în Himalaya și chiar niște ruine de oraș antic în care sunt niște bolovani. Încă o dată, jocul este gratuit în Play Store, gratuit în App Store și ocupă în jur de 1,5 giga și arată fantastic. Adică saltul de la Asphalt 8 chiar se vede. E, vedeți picăturile astea pe ecran? Arată spectaculos. Și apropo, când faci Nitro și ești lângă o mașină și o pocnești, se întâmplă lucruri, adică vei scoate din cursă acea mașină. Un pic ciudat să apeși în dreapta sau stânga ecranului, pentru că nu știi exact unde să apeși, în acest mod în care virăm noi și nu mai virează automat. În fine, ne învățăm, ne adaptăm și încercăm să nu ne lovim prea rău. Și brusc simți nevoia să ai touch drive-ul. Am uitat să vă arăt ceva. O dublă apăsare pe ecran ar trebui să se lase cu învârtire la 360 de grade, care o să vă aducă niște extra nitrous. Aoleu, conducem cam rău fără touch drive. Suntem pe ultimul loc și cum cursele sunt scurte, cred că și terminăm pe ultimul loc. Foarte multe obiecte destructibile. Și acum mergem pentru onoare. Hai să vedem. Terminăm și noi pe un loc onorabil. Wow, cineva încearcă să intre în mine. Hai să facem o rotire din aceea specială. Mai câștigăm niște nitrous. Și poate prindem și noi podiumul. Poate. Dacă nu mai face figuri din nou direcția.
Cred că ar fi trebuit acum să păstrăm... încă sunt în apă. Ar fi trebuit să păstrăm, cred, nitrosul pentru un moment special, să activăm acel super nitros. Rețineți, nu este un review, este o prezentare. Jocul abia s-a lansat, încă învățăm, încă evoluăm. Nimeni nu poate spune acum, ești noob, mai de învățat, pentru că abia s-a lansat jocul. Și stă la linia de finish, antrenat ultimii, și brusc îmi vine să activez touch drive-ul. Hai să ne uităm puțin prin setări, să vedem ce descoperim. Am luat niște bănuți. Asphalt 9 Legends. Mergem aici. Aici sunt setările. Game Loft Connect, Game Settings, Sound and Display. Ok, Camera View, pot să schimb afișarea camerei, Knockdown Camera. Altceva. Dăm back. Ce se aude acum este Fallout Boy, parcă. Sau Papa Roach. În fine, Sound and Display, Controls, Tap to Steer, Tilt to Steer și Touch Drive. Cam astea ar fi opțiunile pe care le avem. Așa, avem și sensibilitatea la viraj, evident, când e cazul de așa ceva. Hai să mai încercăm o cursă, să vedem care e treaba aici. Mai am nevoie de un achievement, așa că ar fi cazul să terminăm cursa asta cum trebuie. Alegem din nou BMW-ul, activăm touch drive-ul și ia să vedem care e treaba acum. Scoția Ancient Island. Mă mir să aud Papa Roach, Fallout Boy, DNB și Dubstep la modă în acest titlu. Asphalt 9, Legends, joc de curse, evident. Făcut un pic mai arcade de ideea de touch drive, dar decât să vă chinuiți cu apăsatul ăla să nu știu, apeși aici, 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 foarte multe butoane. Scap de grijile astea și te axezi doar pe două lucruri. Drift, cât de bine arată picăturile astea de apă, și Nitros. Și uite așa câștigi cursa. Din când în când o să se mai spargă un val de coastele Scoției, unde, apropo, s-a filmat Prometheus și, na, o vegetație spectaculoasă, plus efect care arată foarte bine. Dacă nu mă înșel, acum se aude Chemical Brothers în fundal. Foarte tare. Sper să nu ne baneze YouTube pentru treaba asta, așa că o ținem mai low key. Am făcut și o rotire din asta. Altă noutate a jocului. Hai să alegem ruta cu rampa. Era să o ratăm. Și o luăm prin dreapta. Interesant conceptul ăsta, face parte din Touch Drive. Ah, am uitat să fac Super Blast Off-ul. Pentru că nu avem viraje, avem acel swipe pentru a alege ruta, v-am mai zis. Și stați liniștiți dacă nu vi se pare că avem eye candy în acest preview, pentru că o să aveți voi în primele misiuni de tutorial, când o să fiți în Himalaya și lucrurile arată fantastic. Cam cum a arătat și acest Super Blast Off. Ok, nu se dau o notă pentru că de-abia s-a lansat și de-abia am jucat și eu vreo jumătate de oră din el, dar când va fi gata review-ul, cred că o să primească peste 9. Până una alta, încercăm să ne mai deblocăm chestii și prin chestii vreau să zic că deblocăm și multiplayer-ul, dar trebuie să mai adunăm niște flags. Hai să vedem ce am primit aici cadou. Niște blueprints. Ca să iei mașini trebuie să ai blueprints și ca să ai blueprints trebuie să fii foarte bun la curse sau să fie Game Loft generoasă cu tine. Asta a fost o prezentare a lui Asphalt 9 Legends, de-abia lansat, n-are nici 24 de ore și noi l-am jucat pe iOS. Este și pe Android, mi-au confirmat oamenii că l-au jucat pe Galaxy S8, Galaxy S7, Galaxy A5 2017, Galaxy A8 2018 și chiar și pe Galaxy S5, deși îmi sună fake news, o să văd și eu pe Galaxy S5 mă dacă merge. Pe Galaxy J-uri nu prea. V-am zis, o să fie un joc cu notă peste 9. Și da, avem un joc nou benchmark. Cam atât la Mobilissimo. La revedere!